Data de 22 decembrie, 22 a 12 a 2022. Așa. Cine este pentru? Vale. Avem un anumitate. Un online? Și în online avem un anumitate. Să mai repet. Mai repetați o dată, vă rugăm. De acord, am auzit și eu. Ai folie, Matei? De acord, vedeți? Da. Mulțumesc. Și acum să votăm introducerea proiectului. Cum? Nu președinte. Ah, păi nu, acum da, da, da. Am votat preluarea. Ok. Facem propunerea din nou pentru președinte? Faceți propunerea. Nu, faceți propunerea pentru președinte, vă rog frumos să preluăm. Da, domnul Stan, vă rugăm. Răbaie. Alte propuneri nu mai este. Cine este pe? Avem un anticat la recepție. Toma, țin și în online. Vă rog. Vă rog foarte mult. Trecem în procesul verbal. Ok. Bun. Acum ordinea de zi. Să suplimentăm cu proiectul venit astăzi. Da, nu am discutat în comisie. Cine este pentru? Așa. Și la cei online. Online. Pentru, mulțumim frumos. Și acum să votăm ordinea de zi în forma prezentată, completă. Cine este pentru? Unanimitate la cei prezenți. Și online. Domnul Alexandru, da? Horia. Da. Și domnul Harabaciu. Mulțumim frumos, domnul Harabaciu. Să începem. Proiectul va fi ultimul, dar nu? Nu. Da, ok. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă cu exercitarea dreptului de preemțiune în favoarea soților Mihaela Elena și Mihaela Ioan a imobilului teren intravilan curți construcții, cotă parte 11.329 metri pătrați, cu adresa municipiul Moreni, județul Dâmbovița, bulevardul Pandur, numărul 13, bloc D6B, parter, spațiu comercial numărul 1. Avizul comisiilor. Urbanism, favorabil. Economic, favorabil. Juridic și cultură, favorabil. Discuții. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Unanimitate la ce prezenți, la online? Și online? Domnul Constantin este... De acord? De acord. Da. Avem... Avem 15 voturi. Și o absență. Deci proiectul a trecut. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022. Avizul comisiilor. Urbanism, favorabil, economic, favorabil, juridic, favorabil și cea de învățământ, cultură, favorabil. Discuții. Nu sunt. Cine este pentru? Avem un anumitat la cei prezenți. Da, și rog pe Harabagiu pentru, și domnul Matei, și domnul Constantin. 15 plus 15 și o absență. Da, a trecut, proiectul a trecut. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Moreni pe anul 2023. Avizul comisiilor urbanism. Favorabil. Favorabil, domnul. Mulțumim. Oricum la buget era favorabil. Da, domnul, Comisia Economică, domnul Tecuianu? Favorabil. Favorabil. Comisia Juridică? Favorabil. Și Comisia Învățământ Cultură? Favorabil. Nefavorabil. Nefavorabil, mă scuzați. Mi-a suflat din public. Doamne. La fel. Discuții. Domnul Pecuian, vă rugăm. Dat fiind faptul că bugetul nu a fost afișat și pus în consultare publică cu o lună de zile înainte, ca să nu o dăm într-o încălcare de latură penală, vă propun să nu-l susținem astăzi. Mi se pare fair să fim părtași și să discutăm, să dezbatem acest buget așa cum se cuvine, pentru că știm destul de bine, sunt destul de multe proiecte care nu sunt prinse, vor fi bani pe care va trebui să-i scoatem anul ăsta din buzunar și nici nu știm despre ce proiect este vorba
Și propun să nu-l susținem pentru că este o încălcare a legii în acest moment și dacă îl susținem, o să avem de suferit din punctul meu de vedere pentru că nu a fost respectat regulament legea. Vă mulțumesc, domnul Băicoianu. Deci, ce știu, s-a discutat el la foarte mult la comisii. Acum, asta este părerea dumneavoastră. Următorul. Da. Spuneți, domnul Constantin. Domnule Băicoianu, puteți să rugați pe domnul Băicoianu să repete că nu am auzit ce a zis. Domnul Băicoianu a spus că să nu susținem astăzi proiectul, după ordinea de zi, proiectul bugetului, pentru că ne aflăm pe o latură penală, spune dumnealui, și n-ar fi de bun augur să-l votăm astăzi. Să revenim cu el în ședința, o ședință anterioară. Calitate de ce face această afirmație? Calitate de consilier. Da. Este opinia, domnul Constantin, este opinia dumnealui, o respectăm și în vot democratic vom vedea cum, dacă va fi susținut acest punct sau nu, de acest punct de pe care. Da, mulțumesc. Cu mare plăcere, domnul Constantin. Următorul, domnul Tomuță, vă rugăm. Domnule primar, în ședința pe comisii de ieri, am venit cu rugămintea la dumneavoastră, să acordăm acei 50 de lei, totuși. Susțin și o să susțin la fiecare rectificare bugetară această problemă. Nu sunt bani. Nu ați bugetat că nu au fost bani, că nu s-a închis lanțul. Ok, am înțeles și acest lucru. Dar vin și vă propun următorul lucru. Salariul viceprimarului care nu există în momentul de față și constat că nu va exista, repet. Haideți să facem altceva. Salariul viceprimarului. Eliminați din organigrama primăriei funcția de city manager, care până acum un an, doi, Moreno n-a avut așa ceva. O sumă în jur de 250.000 de roni ar acoperi undeva la 5-6 luni bugetul burselor pentru elevi. Avem 816 burse în momentul de față, cu 50 de lei per bursă înseamnă un impact economic de 40.800 de lei pe lună, 250.000 de lei. Nu vedem rostul city managerului la nivelul municipiului Moreni în acest moment. Dacă tot municipiul ăsta n-a avut până acum un city manager, nu-i văd rostul nici în momentul de față. Salariul city managerului este plătit tot din bugetul local, nu din bani de la Consiliul Județean, pentru care voi susține acest lucru cu acordarea celor 50 de lei per bursă pentru copii. Deci, punctual, domnul Domnul, dumneavoastră susțineți ca noi să luăm din buget la secțiunea salarizări, da? Salariul viceprimarului care nu există. Exact, ce a spus. Corect, nu-l avem. Și să eliminăm funcția de... Dar asta este o altă procedură. Vă dați seama că trebuie modificat. Nu am venit cu o propunere, nu cu... Sigur, am înțeles propunerea asta. Este o propunere. Am înțeles propunerea. De la început vreau să mă declar un fan al majorării burselor. Și am spus-o și în comisii și o spun și acum. Cred că 50 de lei e puțin. Ar trebui mai mult să dăm la burse. Numai că rostul nostru aici este să găsim și sursa. Într-adevăr, dumneavoastră ați găsit o resursă, dar îmi pare rău, nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră din două motive. Pe de o parte, postul de viceprimar este neocupat, deci nu este bugetat. Nefiind ocupat, nu este bugetat în cheltuielile de personal. Al doilea lucru, postul de city manager este un post într-adevăr bugetat, dar ocupat în momentul de față de o persoană. Ca acești bani să-i socotim și să-i luăm în evidență la o altă cheltuială, prima dată ar fi ca această persoană să nu mai ocupe acest post. Corect. Neocuparea acestui post de city manager îmbracă o altă cale, nu o hotărâre de Consiliu. Deci, ce ați adunat dumneavoastră acolo e ceva de mere și pere, adică ceva care nu există cu ceva care există, dar nu se poate aduna. Deci, la burse,
nu pot fi majorate cu resursele pe care dumneavoastră le-ați enumerat. Atunci spuneți-ne dumneavoastră. Și acum, să merg mai departe. Dacă sunteți de acord sau nu, majorarea... Deci eu sunt de acord să majorăm bursele cu mai mult decât ați propus dumneavoastră. Problema este că împreună să găsim de unde îi punem. Găsiți dumneavoastră. Și să continui interpelarea mea. Ieri ați făcut discuții legate de fișa F3 a școlii, a obiectivului de investiții școlii generale în Orpaș. Cu respect, în dat... să vă întrerup, vorbeam de burse, nu de F3 aici. Nu, și eu am spus că am vorbit de burse. Nu, suntem la buget, domnul consilier, și dați-mi voie ca răspunsul meu să fie și cu ce ați interpelat dumneavoastră la comisie. Deci răspunsul dumneavoastră referitor la burse este nu în acest moment. Nu, răspunsul meu la burse este să majorăm cu mai mult decât ați propus dumneavoastră. Și solicitarea către dumneavoastră, da, este să găsim resurse să facem lucrul ăsta. Din ce ați propus dumneavoastră, v-am spus că nu se poate. De acord cu dumneavoastră. Dar știați că va veni momentul și voi susține în permanență partea de burse. Pe niciunul dintre noi nu ne-a convocat. Domnilor, lucrăm la buget. Haideți să vedem. Veniți și voi, nu noi patru. Noi toți consilieri. N-ați chemat pe niciun. Nu, domnul consilier. Mi-e greu să cred că ați chemat pe cineva. Este o discuție veche și o să fiu foarte tranșant și foarte direct. Este atributul exclusiv al primarului. Dumneavoastră trebuie să-l aprobați sau nu. Eu am făcut tot ce a însemnat să fac legal. Și ca atare, vă spun că niciodată nu o să chem consilierii la formarea bugetului, că e atributul exclusiv al ordonatorului de credit și al primarului. Ca să fie limpede lucrul ăsta, că mereu îl fluturați. Am înțeles. Nu vreți să dați burse la copii. Domnul consilier. Ok. Haideți să, dacă tot spuneți dumneavoastră, să găsim o soluție. Haideți să discutăm acum punctual de unde am putea să luăm, ca să putem să acoperim cei 5, am înțeles ieri, cam 100.000 de euro. Cam 100.000 de euro pe an. Miliarde. 5 miliarde. Pe an cu majorarea ce a spus dumneavoastră de 50 de lei pe bursă. Nu? Atât, okay. 50 de lei pe bursă. Haideți să căutăm în... Exact, pe buget, de unde am putea să luăm și propunem și votăm. E cel mai bine așa? Acum, că avem timp, ești o ședință... Mai facem comisiile odată, nu? Le preluăm încă o dată, dar... Atenție să nu ne zică domnul primar că ne-am discutat. Domnul, haideți! Da, domnul, uite, eu sunt de acord să luăm de la fondul de rezervă, 50.000 de lei, și să-i ducem către burse, cum a spus dumneavoastră. 50.000. Nu e de fond de rezervă. Uite aici, scrie aici, fond de rezervă. La alte... Ce pare? Fond de rezervă, bugetar. 50.000. Că nu are codul. E zero? E zero. E zero. Ăla e codul. E codul, mă scuzați. Da, eu am crezut că este 50.000. Am intus în eroare. Ce scuze eu? Mai căutăm la altă. Păi căutați și dumneavoastră, domnilor consilieri. De ce îți spuneți că vezi decât eu să caut? Sau cum facem? Vreți să lucrăm sau nu? Păi să ne spună cineva de unde am putea să luăm. Păi nu vă spune, hai să ne uităm noi. Păi vă spun eu, la toate articolele care le găsiți dumneavoastră, o să avem o contră, pentru că nu o să putem să luăm de acolo. Bun. Sunt bani de investiții, sunt bani de salarizare, sunt bani de și nu putem să-i punem la burse. Răspunsul va fi clar. Nu putem să dăm bani la burse domnul, în plus. Domnul consilier. Ce să ne mai... Hai la cultură, hai să mergem la capitolul cultură, recreere, religie. La transfer. Ce reprezintă acest la transfer? Păi să ne adică prezinte cine. Cum? Doamna. Transferurile pentru clubul sportiv. Finanțarea clubului sportiv. Finanțarea clubului sportiv cu cât e aici? 1 milion de lei. 10 miliarde. Da. 5 miliarde la echipă? Nu iau 5 miliarde la echipă. Nu, stai un pic. Ajungem iar la bani. Discuție cu Nu, 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 stați un pic, că nu am zis treaba asta. Eu n-am știut ce capitol e. Am întrebat. De ce mă, stați un pic. Nu mă, alte cheltuieli, susținerea culturilor, aici nu se poate. Cheltuieli de personal. Cheltuieli de personal avem 1.200.000, asta n-ai cum, că așa este obligația. Cheltuieli bunuri și servicii. 24 de miliarde. La cheltuieli bunuri și servicii 24 de miliarde. Păi să reprezinte cineva ce înseamnă, cheltuieli bunuri și servicii, doamna? 24 de miliarde. Ați întrebat și e. Vă rog frumos. Cheltuieli bunuri și servicii.
20%. Dar să rog, să vedem de unde putem să mărim pulsele, că altfel nu avem cum să scoatem la paradoxul ăsta. Să nu să poți nimic, pentru că nu avem cheltuielile pe anul ăsta acoperite în buget. Ce nu înțeleg? Stai să pierdem timp. Păi el înțelege, cred. Păi eu am înțeles, dar am zis că ar trebui o propunere. Păi care propunere? Nu există propunere. Și de unde există propunerea? Eu ce spun? Avem o propunere contributoare. Domn președinte, să poate lua de acord numărul 24. Păi nu mă întreba pe mine. Eu trebuie să ne spună dacă se pot lua pe cei 24. Ieri în comisii, am vorbit despre exact despre această sumă. Ieri la comisii. Ieri, nu. Și spuneam că, odată, că suma bugetată este mai mică ca cea de anul trecut. Și vă spuneam ieri că din 2474, 1522 este grevată de cheltuielile anul trecut și făcute anul trecut și neachitate. Și spuneam, avem 1100 pentru prestări servicii, avem 284 pentru centenar, avem o sumă pentru artificii, cheltuieli, repet dacă doriți, repet și ca să înțelegeți. Deci 1100 pentru cheltuieli la Iacobescu, 284 pentru centenar. Este vorba de spectacolul care s-a ținut pe stadion și care n-a fost achitat. M-am încadrat în cei 60 de mii, o loc de la cap. El mi-a spus mie că sunt doar 139. Ce 139? V-am citit exact după același material. V-am spus că sunt 2474 bugetați și 1522 grevați de facturi emise către primărie și neachitate. După același material. Și dacă nu avem bani, de unde ai putea? Da. O să vin eu cu o propunere, dacă se poate. Acum tocmai asta... Stați un pic, domnul Constantin, spuneți! Stați un pic, mai veniți o dată, vă rog frumos, puțin în mic. Deci propun că dacă se poate, banii pe care îi primesc toți consilierii locali, să fie redistribuiți către aceste burse. Corect. Deci, uite o propunere concretă. Felicitări domnului consilier. Da, sunt de acord. Indemnizația dumneavoastră să fie alocată pentru... Și vreau și eu ca președinte să vin... Domnul vin și eu cu o propunere în plus, dacă tot mergem și noi consilierii căsătirea, să vină și executivul, domnul n-avem viceprimar, dar să dea și domnul primar și domnul city manager. Salariul întreg. Salariul întreg. Și atunci se pare normal. Dacă trebuie să dăm și noi consilieri. Și atunci mergem... Vezi că ești pe directă de dreapta, nu stai. Nu contează, eu am venit cu propuneri și asta e propunerea mea. Haideți să o supunem la vot. Supuneți-o la vot. Deci prima propunere, care este domnul Alexandru? Mai spuneți o dată. Deci de cât a consilierilor, da? Da, asta este propunerea mea. Bun. Propun la vot. Cine este pentru? Sunt insuficient. Să se dea banii de la numai noștri. Câți sunt banii noștri? 150.000, 160.000. 160.000. Păi și cu salariile? Păi și cu salariul primarului se ajunge. Sigur? Da. O dăm. Încărcarea pensiei speciale și revitul fără indemnizație. Îmi pare rău că primarul nu are salariu. Indemnizația noastră așa puțin. Domnul președinte, indemnizația consilierilor și indemnizația primarului. Indemnizația este fixată prin lege. Nu puteți hotărâi dumneavoastră asupra ei. Vedeți, deci nici indemnizația de consilierul să poate. Deci domnul Constantin, ne pare rău. Nu le permite legea. Da, haideți să facem peste fără glume, fără mica. Deci s-a hotărât, jurul s-a lămurit. Ați spus că nu ne-a răspuns domnul primar la întrebare. Dacă nu avem banii, domnul primar, bugetați și urmează să faceți plățile, din ce le faceți plățile? Păi eu am bani bugetați pentru facturile pe care le-am avut anul trecut. Deci toate facturile neachitate anul trecut sunt prise și în acest buget. Problema este că sumele alocate pe capitole, grevate de aceste cheltuieli, rămân cu mult sub jumătate din cât ne-ar trebui pentru funcționarea unui an normal. Deci anul acesta va fi foarte dificil din punct de vedere al funcționării primăriei. Pentru că sunt grevate, odată că bugetul e mai mic decât anul trecut în valoare absolută și lucrul ăsta, stimați colegi, o să-l repet la infinit, se va întâmpla mereu. Pentru că de foarte mult timp nu umblăm la venituri. Veniturile din amenzi sau veniturile din alte surse sunt limitate. Veniturile principale a unei primării sunt în taxe și impozite.
Atâta timp cât, de foarte mulți ani, singurul lucru care se întâmplă este decât majorarea, nu-i majorarea, este indexarea cu rata inflației, este limpede că nu vor acoperi cheltuielile. Pe de-o parte, cresc prețurile la energie, la gaze, cresc salariile funcționarilor și a tuturor oamenilor angajați, care cresc prin lege, nu, numărul de personal, ne încadrăm mereu în ce ne obligă legea, deci suntem în el, vreau să vă spun că eu sunt câteva zeci sub plafonul impus de legislație, adică avem mai puțin. Dar cu toate astea, este foarte, foarte greu. Haideți să vă mai spun o chestie, că uite, nu am spus-o până acum, s-a stabilit prin lege, nu știu, ați avut întâlnirea cu sindicatul? Nu. S-a stabilit prin lege ca salariul minim pe economie pe țară să fie 3.000 de lei. Corect. Având în vedere că salariile funcționarilor sunt calculate la nivelul salariului minim, deci există niște indici stabiliți printr-o lege, ar fi trebuit să aplic la acel coeficient cel 3.000 de lei, deci salariile tuturor funcționarilor ar fi trebuit să crească. Lucrul ăsta nu l-am făcut. Deci nu l-am făcut pentru că nu există acoperire. Va trebui să găsesc o formulă, legală, să vedem ce fac ca lucrurile să... Dacă eu aș aplica formula la indicii pe care îi are fiecare funcționar, aș aplica la salariul de 3.000 de lei, ar fi o creștere de 2 miliarde și ceva pe lună. Asta ar însemna să las fondul de salariu pentru funcționari cu încă 2-3 luni neacoperit. Nu știu cine va da vreodată, de exemplu, undeva la 10 milioane, miliarde pe lună. Aici vreau să fac o paranteză ca să nu... 10 miliarde cheltuielile de personal, nu cu aparatul propriu. Aici intră și biblioteca, și creșa, și piața, și tot. Salariile noastre sunt undeva la 6 miliarde 400 ale funcționarilor. Ca să fiu limpede, că după aia începem să aruncăm pe Facebook tot felul de date care nu sunt conforme cu realitatea. Deci salariile din primărie sunt undeva la 6 miliarde 400. Salariile tuturor angajaților, și aici n-am enumerat și angajații care sunt însoțitorii persoanelor cu handicap, care sunt toți salariații primăriei. Ei beneficiază de salariul de la primărie, de concedii de la primărie, de drepturile de la primărie, ca toată lumea. Deci nu le-am putut indexa pentru că nu avem. Și în aceste condiții nu este complet fondul de salarii cu două luni. Atunci ce să mai vorbim, să mai luăm dintr-o parte, să, pentru că bugetul este cârpit ca să se așeze peste tot și așteptăm soluții peste timp ca să îndreptăm lucrurile astea. Asta este simplu. Problema e că se fac cheltuieli care nu și-au rostul de foarte multe ori. Asta e problema și nu o să recunoaște lucrul ăsta nici. Nu știu că acum nu știu la ce vă referi. Pot să vă arăt. Suma alocată pentru plata facturilor la PSN. Ce am mers? Suma alocată pentru plata facturilor păi, către PSN. Deci sumele care se duc către PSN, da, în general, sunt echilibrate cu cheltuielile pe care societatea le are. Adică pentru salarii, pentru dările către stat și pentru materialele folosite. Nici PSN-ul nu o duce pe roz în condițiile în care eu n-am avut bani. Neputând să-i dau la timp să-i plătesc facturile și el a rămas restant către stat, deci nu și-a plătit dările. Are o serie întreagă de parteneri pe care nu i-a plătit. A trebuit să-și înșaloneze datorile către stat, lucru care l-am făcut și noi. Deci, în felul ăsta... Este că nu le-ați mai delegat din activități și că le-ați executat cu alte societăți? Nu. Da? Nu. Okay. Nu. Dacă cumva faceți referire la iluminatul public, probabil că aici... Nu, dar puteți să ne spuneți ce aș putea gândi. Nu, deci n-am cum să... Deci ce se întâmplă? Există o hotărâre de Consiliu în care mă obligă ca anumite activități să le dau societății noastre. N-am cum să dau la altcineva. Numai în momentul în care el își declină posibilitatea de a o executa. Nu are asfalt sau nu știu ce. Dar... Sunt și niște lucruri pe care mă obligă legislația și m-am gândit imediat, cum mi-a spus dumneavoastră, la iluminat. Până acum câteva luni bune, cel care făcea întreținerea la iluminat era societatea noastră, Prestări Servicii Municipale. Au venit norme noi,
a venit control de la NRSC și ne-a obligat ca acest lucru să-l facem cu firme specializate. Firme specializate care nu mai au altceva în obiectul de activitate decât parte de întreținere iluminată. Drept pentru care l-am scos la licitație și l-am dat la o altă firmă. Deci partea de întreținere iluminat nu se mai face cu prestări. Aceeași obligație o să o am în viitorul apropiat pentru societatea care face salubritate. Va trebui să fie o societate specializată care face numai salubritate și nu poate să o mai facă Iacobescu. Noi inițial, în contractele noastre de delegare și hotărârile de consiliu, și aceste activități erau către prestări. Alte lucrări nu s-au delegat la altă societate, pentru că este până la urmă puiul nostru. Interesul nostru ca el să meargă. Dar l-a scos din incubator și l-ați lăsat puțin în frig, a venit iarna și pentru el. Atâta timp când nu avem bani, este în frig. Stau și eu în frig, stă și el în frig. Stăm și noi în frig, stă și el în frig. Deci propunerea concretă, domnul Domuță, rămâne? 50 de lei pe bursă. Propuneți concret ca să spun. Dar unde și ce facem? Ne votăm. Păi dacă nu știți acum. Păi dar nu trebuie să vină domnul președinte cu sursă de finanțare. Eu am venit cu o propunere. Propun majorarea, propuneți exact de la buget. Propun exact, domnule președinte, în primul rând nu am nicio obligație, nu am putere de a face așa ceva. Ba da, aveți putere. Nu. Da, aveți puterea de a propune, să rupe. Am puterea de a propune. 50 de lei per bus. Atât. Bugetul, sursa de finanțare, o să găsească... Cine a făcut bugetul? Cine a făcut bugetul? Și atât. Asta e propunerea mea. Nu fac eu, nu spun ia de la, ia de la. De ce să stau după aia în conflicte cu... Nu avem presupunere dacă trece cheltuieli. N-avem, dar toate cheltuielile pentru care nu avem bani, două luni de zile de salarii, vom avea bani, că vor fi N rectificări bugetare, culmea, stupoare, se vor găsi bani și se va închide lanțul. Așa cum a spus ieri, că nu se închidea lanțul bugetului. Până la finele 2023, lanțul se va închide. Foarte frumos. Da. Și acum, ca să vin să răspund unui coleg, care în urmă cu vreun an și jumătate, în fața camerei, a declarat public. Copiii nu trebuie plătiți ca să învețe. Stimați domn, dacă v-au crescut copiii și nu mai aveți copii la școală, cum să nu? Asta e o operație. Nu de dumneavoastră vorbesc, domnul președinte. Da, în fine. Da? Nu. Deci vă rog frumos. Nu se spune. Nu. Copiii nu sunt plătiți prin burse. Nu sunt salarii. Acum să faci o aluzie la mine. Nu. Deci nu sunt salarii. Copiii nu sunt plătiți. Stimați domn. Că n-am spus lucrul ăsta. Da? Este un bonus, un nu știu cum să vă zic. Da. Haideți să nu le dăm, să o dăm chestia cu bursa ca și cum te-ai duce acasă cu ciocolată la copii. Dacă nu mai aveți copii sau cine nu mai are copii și nu vrea deloc acești 50 de lei, îmi pare rău, dar greșiți. A fost o gândire greșită la momentul respectiv. Să spui public că nu trebuie să plătim copiii să învețe, mi s-a părut deja de domeniul filmelor de SF. Da, e un stimulent. Domnul Cârstea, spuneți. Da, am spus așa ceva, însă nu am spus că nu merge. Am zis cam în felul următor, că eu și părinții noștri au mers la școală pe vremea ce nu era problema burselor. Deci nu merg copiii, chiar nu merg la școală ca să primească așa 50 de ani. Merg pentru educația lor. Dar niciodată n-am spus că nu merită sau că nu trebuie să primească acești bani. Mă înțeles? Îi stimulează și este foarte bine. Dar dacă acești bani nu există, facem o promisiune acum, vor rămâne cu restanțele și copiii tot nu primesc. Pentru că sunt alte priorități. Nu faceți dialog, domnul Jordan, nu faceți dialog. Aștept, ascultați. Deci am spus foarte clar. Deci încă o dată spun. Nu am spus că nu merită. Am spus așa că noi ăștia mai bătrâni, mai în vârstă, poate și tatăl dumneavoastră, am mers la școală nu pentru acei bani. Și am zis acum așa, copiii merg la școală oricum, și dacă primesc bursă, și dacă nu primesc bursă, se duc pentru educația lor și viitorul lor. Dar nu am spus niciodată că nu merită și nu trebuie să primească acești bani. Mulțumesc! Ok, mulțumesc. Haideți să facem propunerea dumneavoastră, 50 de lei per bursă. Da. Da, bun.
Ce propun? Propun că... Păi nu știu ce să propun, domnul primar. Păi, ce se întâmplă? Dacă n-am... Dacă ne uităm în legislație, spunem că ori propunerea fiecărui consilier la buget, da, trebuie să indice și sursa de finanțare al acelui lucru. În condițiile în care dumnealui vorbește de cât de 50 de lei și nu poate să spună sursa, nu este un punct pe care puteți să-l spuneți la vot. Este un lucru incomplet. Bun. Trebuie propunerea să fie fundamentată. De unde se iau bani și să nu se duc. Vă rog să menționați că domnul primar refuză cu desăvârșire acest amendament. Pentru copii. Refuză cu desăvârșire. Vă rog să menționați. Domnul consilier. Haideți să trecem mai departe. Nu este un refuz. Haideți să trecem mai departe. Nu faceți. Vă rog frumos. Oricum bugetul va trece. Vă rog frumos. Nu e vorba că oricum bugetul va trece. Dați-mi voia că o să vorbesc și eu ca președinte. Gata, domnule. Nu, eu nu cred că este un refuz, eu în primul rând vorbesc din propria experiență, am copil și este la școală și ia și bursă, învață și foarte bine, mulțumesc Dumnezeu și la toată lumea să fie la fel. Dar vă spun că e un moment greu, mai ales că ne-a explicat și domnul primar, anul acesta avem un an foarte greu și bugetul este cârpit din toate punctele de vedere. Haideți să fim indulgenți și să înțelegem că o să putem face pe viitor aceste mersuri. Știu, aveți dreptate. Fiecare an a fost cârpit. Aveți dreptate, dar vreți să facem și investiții, vreți să facem și aia, despre ce vorbim cu toate. V-ați uitat pe gradul de îndatorare pe care îl are UAT-ul? Avem, dar nu numai UAT-ul. Nu mai UAT-ul Morenea. Uitați-vă la Târgoviște sau uitați-vă la UAT-ul. E 2%, domnule. Nu e mare. Păi nu e. Păi și... Și vreți să ne datorăm? Vreți să facem primării cu 30% în gradul de un efort? Propuneți dumneavoastră să facem un credit. Să facem credit să dăm burse? Să facă. Propuneți dumneavoastră să facem un credit ca să dăm burse, da? Da. Propun să facem un credit să facă. Găsiți dumneavoastră o bancă care finanțează un credit pentru consum. La UAT-ul. Și eu îl voi lua și îl voi da la dumneavoastră. Da. Deci asta e propunerea dumneavoastră. Deci UAT-urile sunt finanțate numai pentru investiții. Deci, domnule, suntem în Consiliu. Hai să avem un pic de decență. Păi nu, așa este. Domnul președinte, deci, avem niște lucruri în care... V-am înțeles și punctul dumneavoastră. Păi, dar și pe dumneavoastră. Păi, dar haideți, domnule, să luăm bani. Haideți, da, să... Domnul consilier, haideți să vedem de unde luăm bani pentru un alt capitol. Nu există, nu vedeți că nu există. Și e bugetul, e bugetul strâns. Votăm? E cârpit. Gata. Domnul, da, domnul Roșu. Votarea proiectului de pe ordinea de zi. Proiectul numărul 3. Domnul primar, stă în jurul lui. Gata, ok, bun. Haideți să propunem. Facem. Eu nu știu ce propunem în felul următor. Dumneavoastră sunteți un coordonatorul principal de credite, da? De ce v-ați întins mai mult decât ne este placul, mă? Întrebare. Nu e adevărat. Păi nu, proiectele trebuiau. Stați un pic. Ăștia 139, ieri nouă ne-a spus că ăștia 139 de aici sunt de la modernizare pavilion administrativ stadionul Flacăra Mureș. Sunt cheltuieli pe care le-ați făcut anul trecut și pe care nu le-ați plătit. N-am putut să le achit. N-ați putut să le achitați. Întrebarea mea. Câte facturi de anul trecut sau din cuantumul facturilor de anul trecut, cât reprezintă investiții și cât reprezintă alte cheltuieli și ce anume. Mi-ar fi plăcut să veniți și să ne spuneți. Dar nu puteți să ne spuneți cum n-ați putut să ne spuneți nici cu cât trebuie să, cu cât vom scuti bazinul de not la impozit. Când am venit, când ați venit și v-am întrebat, ați zis că nu puteți să-mi spuneți o sumă exactă. Nu. Și în proiectul respectiv, spunea că nu există impact. Că nu știam. Dar v-ați spus ședința următoare. Nu. Deci, v-am întrebat ce ați venit. Că nu știu. Că nu știu că nu e făcut. V-am întrebat și la ședința pe comitie. V-am întrebat. Bun, haideți să nu facem dialog. Domnule consilier, haideți să nu facem dialog. Vă rog frumos, nu facem dialog. Eu aș vrea ca domnul primar, eu văd aici niște sume, sunt pe anexa așa de lei. Și aici sunt investiții, multe, peste tot. Să-mi explice domnul primar, platforma integrată privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului, mi-a spus că este programul pe care am spus eu. Programul pe care mi-a spus. Și aici e o sumă. Acea sumă este finanțată din fonduri europene. Deci sunt bani primiți, proiect câștigat, bani primiți, începe derularea proiectului. Bun, perfect. Vorbesc că la dotare spitalul ambulatoriu nu avem ce să discutăm. Locuințe, servicii și dezvoltare.
Asta e pentru 17.000. Pentru tineri, da, pentru blocuri. Vă spuneam, tot ieri vă spuneam că s-au câștigat proiect și se vor construi două blocuri. O dată, două blocuri, v-am spus, în spatele la Lidl, da? Și încă patru pe... Eu am o singură solicitare pentru dumneavoastră. Dumneavoastră să găsiți 10.000 de lei de la una din facturile de anul trecut, pe care nu le-ați achitat, și să-i mutați la religie, cultură, recreere, la achiziție, carte, bibliotecă municipală. Deci din facturi, eu nu știu care sunt facturi de anul trecut, pe fonduri europene. Găsiți-mi 10.000 de lei, 10.000 de lei, da? Pentru achiziție carte la biblioteca municipală, din facturile neplătite din celelalte... Prin facturile neplătite, să iei ceva. Dacă mai rămân un an de zile, care e problema? Că dumneavoastră răstopuriți, uite așa. Nu e adevărat. Datoriile peste datorii, peste datorii, peste datorii. Păi nu, așa arată, domnul, așa arată. Facturile nu pot fi mai vechi de 60 de zile. În momentul când au o vechime mai mare de 60 de zile, ele, noi trebuie să le declarăm și în momentul ăla se blochează contul primăriei și tot ce se încasează se duce pe acea factură. Se vorbiți dumneavoastră de răstugorit, probabil că vorbiți de la orele de sport. Aici, în administrație, nu există. Haideți să supunem la vot. Dragi colegi, nu mai ascultă. Dragi colegi, haideți să supunem la vot. Deci n-am de unde să iau nici 10.000. Eu, dacă mă ascultați, am văzut că făceați acum, vă spunem un pic acolo. Eu vă fac o demonstrație că doresc și eu să fac la bibliotecă și vă pot face o promisiune. O promisiune care nu este, astăzi când eu fac, nu o am foarte bine definită, dar mă voi strădui ca pe parcursul anului pentru bibliotecă să vin într-o rectificare care se va face ulterior și să alocăm fonduri suplimentare pentru achiziția de carte la bibliotecă. Și lucrul ăsta se reține, că este discursul meu, o să fie prins în procesul verbal și este înregistrat. Deci pe acest buget, care este întins maxim numai pentru a fi închis, este, mi se pare de noaptea minții să mai doresc să faci cheltuieri suplimentare în condițiile în care cele existente nu se pot închide. Și v-am dat exemplu cu investițiile și cu cheltuielile de personal. Dar pentru bibliotecă, ca să nu există, că se flutură două chestii sensibile, bursele la elevi și achiziția de carte, la care susțin întru totul aceste lucruri, numai că vă rog ca împreună să găsim resurse. Merg mai departe și vă spun, pentru bibliotecă voi suplimenta singur această sursă pe parcursul 2023. Bun. Haideți să supunem la vot. Bugetul consolidat. Cine este pentru? Proiectul formal prezentat. Proiectul, da. N-a fost niciun compunere. 8 voturi la cei din sală. 8 și 2 online. 10 voturi pentru. Proiectul a trecut, vă mulțumim frumos. Nu, supuneți nu. Cine este votul? A, cine e votul? Mă scuzați, dragi colegi. Da, am fost o eroare de calcul. Cine este împotrivă? Avem 4 voturi împotrivă la cei prezenți. 4 voturi împotrivă. Și în urmă. Nu, Robert a votat Petru. Și mai ne trebuie un vot. Păi Constant, nu mai este domnul Horia, Matei, nu mai este. A, este online, clar. Este corect. 10 voturi pentru... 10 voturi, erau 11. Da, era 11. Și da. 4 voturi împotrivă. Uite, Horia nu este. Deci proiectul... Și 2 absenți. Proiectul a trecut. Da, 2 absenți. Proiectul a trecut. Ce să mai... Proiect de hotărâre privind... Numai puțin, domnul președinte. Da, ieri s-au făcut niște declarații în comisii și lucrurile au fost înregistrate. Am vrut să vorbesc mai devreme, când se vorbea despre buget, că tot aici discutam, da. Dar s-a spus și vreau să o clarific. Era vorba despre școala 4 și cheltuielile neeligibile și fișa F3. Am adus dosarul original al firmei care a câștigat licitația pe școala numărul 4. Toate fișele F3 care sunt aici nu au decât două capitole, pe evaluare și pe cantitate. Nu există cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile, lucruri care se susținea ieri cu vehemență. Dar, eu am întrebat. Da, acum am întrebat. Ascult. A fost întrebare? Ieri? Eu am cerut. Dumneavoastră a cerut. Deci eu vi le dau acum și rugămintea să-l consultați, este originalul ăsta. Acum vreți să-l consult? Păi vă uitați pe el, că se văd lucrurile, că nu există ceea ce dumneavoastră susțineați. Sunt două capitole, cantitatea și suma. Nimic mai mult.
chiar legat de cheltuielile eligibile, că tot se făcea pledoarie ieri, că nu știu ce, în contractul de finanțare spune clar, se câștigă cu suma de, iar partea de neeligibilă de 2% este din valoare și atât. Nu pe cantități eligibile, pe cantități neeligibile. E o nebunie ce se spunea ieri și dacă noi aici nu înțelegem, ce să mai spunem celor din oraș care le transmitem prin înregistrarea acestor ședințe, ce mai înțeleg acei oameni când unul dintre consilieri cu tare apăsat susține niște aberații. V-am rugat întotdeauna să nu mai fiți așa zlobot la gură în momentul când nu știți. Întrebați și veniți și noi vă vom spune. Deci nu există. Toate proiectele europene sunt contribuție fixă de la Uniunea Europeană și procent de neeligibil la început. Iar la sfârșit lucrurile se reglează, dar tot procentual. Și e bine ca lucrurile astea să vorbim în cunoștință de cauză. Lați și dați-i domnul consilier că făcea confuzie cu AFIR. La AFIR e altceva, e pentru zona rurală. Îl vie Pluteanu. Da, nicio problemă. Iată, ia și domnul. Hai să trecem la următorul. Și Marc, mulțumim. Dați-mi că iau acasă. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri administrative în vederea, vă rog frumos, puțină liniște, în vederea funcționării bibliotecii municipale Moret în anul 2023. Avizul comisiilor economic, juridic, favorabil, urbanism, favorabil și la cultură, învățământ, favorabil. Era normal pentru biblioteca municipală. Discuții, dragilor. Cine este pentru? Avem unanimitate la cei prezenți, online. Și unanimitate în online. A intrat și domnul Horia. Da, și domnul Horia. Domnul Horia. Deci avem 15 voturi pentru și o absență. Original. Da. Bun. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local a unei subvenții pentru cheltuielile privind plata unor servicii sociale în favoarea numitului Pipelea Alexandru, instituționalizat în centrul Casa Orizont, Comuna Belești, județul Argeș. Belești. Belești, scuzați. Da, am greșit. Domnul consilier, haideți. Da, mai am și niște energie negativă. Acum multe localități au Beleți, denumiri ciudate. Supune la vot, da, domnule. Supune la vot. Cine este pentru? Avem unanimitate la cei prezenți. Și în online. 15 voturi pentru și o absență. Emoții. Proiectul de hotărâre numărul 6. Avizul comisiilor. Favorabil la toate comisiile? Da. Ok. Da. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local a unei subvenții pentru cheltuieli privind plata unor servicii sociale în favoarea numitei Nicolae Paulina, instituționalizat în centrul Casa Orizont, Comuna Beleți, județul Argeș. De data asta am fost atent, dragilor. Ai făcut, ești obosit. Da. Mai... Cine este pentru? De la obosit, a fost la buget. La buget, la buget m-ați obosit, dragilor. Și în online. 15 voturi. Proiect de hotărâre numărul 7. La avizul comisiilor avem toate comisiile favorabile? Da. Ok. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local a unei subvenții pentru cheltuielile privind plata unor servicii sociale în favoarea numitului Vașcu Ion, instituționalizat în centrul de asistență medico-socială Bucșani. Favorabil toate comisiile, cine este pentru? Unanimitate la cei prezenți. 15 voturi pentru. Bun, mergem mai departe. Proiectul numărul 8, comisiile, avizul comisiilor favorabile? Da, tot. Bun. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local a unei subvenții pentru cheltuielile privind plata unor subvenții sociale în favoarea numitului Ulie Milan. Ulie Milan. Instituționalizat în centrul de asistență medico-socială Bucșani. Tot la Bucșani. Cine este pentru? Și în urmă. Bun. Mergem mai departe. Proiectul numărul 9, tot avizul comisiilor? Favorabil. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local a unei subvenții pentru cheltuielile privind plata unor servicii sociale în favoarea numitei
Iliescu Adriana, instituționalizată în centrul Asociația Social Creștină Naomi și Rahela, cu sediul în Pitești, județul Argeș. Cine este pentru? Favorabile comisie. Favorabile comisie, da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Unanimitate și nu online. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul local a unei subvenții pentru cheltuielile privind plata unor servicii sociale în favoarea numitului Iliescu Mihai, instituționalizat în centrul Asociația Social Creștină Naomi și Rahela, cu sediul în Pitești, județul Argeș. Avizul caucisilor? Favorabil? Da. Bun. Cine este pentru? Unanimitate și în online. Bun. Proiectul de hotărâre numărul 11. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale de hotărâre din hotărârea Consiliului Local numărul 193 din 22 a 12 a 2022, privind stabilirea impozitului taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2023. Avizul comisiilor. A fost favorabil. Favorabil. Bun. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Unanimitate în sală? Scuzați-mă, domnul Roșu, nu v-am văzut. Deci, avem o abținere. Deci, 11 voturi pentru sală. O abținere, o abținere la domnul Roșu și unanimitate în online. 14 pentru, abținere și o abținere. Și o abținere, da. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației municipiului Moreni datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Management Integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița pentru anul 2023. Avizul comisiilor. Favorabil? Bun. Discuții? Nu. Nu sunt. Cine este pentru? Unanimitate la cei prezenți. Unanimitate și nu mai. Mulțumim frumos. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2023. Avizul comisiilor? Favorabil. Bun. Cine este pentru? Și nu mai. Mulțumim frumos. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere numărul 5216 din 22.04.2018, modificat și completat prin actele adiționale ulterioare, având ca obiect locuința construită prin programul de construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii derulat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată la adresa Moreș, județul Dâmbovița, strada Crângului, numărul 6, bloc A1, parter, apartament 1, la cererea chiriașului titular, domnului Catin Casiliu. Avizul comisiilor. Favorabil. Bun. Cine este pentru? Avem unanimitate la cei prezenți. Și unanimitate și în online. 15. Bun. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind construirea unui drept real de superficiu cu titlul oneros în favoarea OMV Petrom SA, zona de producție Muntenia, supra terenului intravilar curs construcții, proprietate privată a municipiului Moreni, situat la adresa municipiul Moreni T82, pe 3641, 3P, 3644, Sunt arlale și parcele. Suprafață, da, cu suprafață totală de 1000 de metri. Da, păi noi eram confuz, doamnă, mă scuzați. Cu suprafață totală de 1000 de metri pătrați în scopul exploatării obiectivului sonda 1380 Moreni Sud. Avizul comisiilor. Favorabil. Da, mulțumesc. Da, domnule, sunteți puțin cam... E domnul distras. Distrat, domnule. Nu este distrat. Distras. Aici vreau să iau eu un pic cuvântul, vă rog frumos. Unde mai exact este situația domnul arhitect? Este în schelă, cum se iese pe poarta de la pompieri, prima sondă pe partea stângă. Prima poartă pe partea este activă. Da. Cum se află, în ce stadiu se află drumul de... drumul către această zonă. Pământul momentul.
pământ remot. Eu propun, cum am propus și sunt protagonistul în 2016, asfaltarea și întreținerea de către OMV Petrom SA. Este propunerea mea care vă împărtășesc în 2016, când am intrat în Consiliul Local, la tot ceea ce face OMV Petrom. Și deja avem 3 străzi asfaltate, una asfaltată și două în proces de asfaltare, sondelor și tot scopului. Propun să, ca și această bucată, să fie asfaltată și întreținută de către Petrom SA. Cine este pentru? Nu cred că ar trebui să lămurim ceva. Îi plătesc 20.000 de euro, am înțeles, anual, nu? Dar nu e interesant, dar toate puteți... Dar ei o să spună, scad din acești bani. Dar nu e adevărat. Adică, nu este adevărat. Când aprobăm asta, să vedem în afară de acești bani. Asta este în afară. Ce dacă este o să-ți asfalteze un parc, nu un câmp unde intră cu camion? Deci trebuie lămurit... Fiecare drum, nu? Eu am... Domnul Băicuianu, asta este punctat. Și Pâscovul, și Pâscovul va fi asfaltat tot de OMV pentru o sondă, da, de exploatare. Un Țuicanu a fost asfaltat la propunerea mea. E zona locuită? Nu. Dar de ce trebuie mai zone locuite? Domnul Băicuianu, dumneavoastră nu știți ce înseamnă... Nu faceți... Vă rog frumos, ascultați-mă un pic. Ce înseamnă exploatarea de... Da? Și foraj... Știți ce înseamnă? Fiecare, oriunde merg, firmele acestea de foraj trebuie să-și creeze drum de acces, să-l întrețină, da? Au interesul ăsta, da? Bun, și dacă au interesul acesta, eu vreau să-l propun să fie prevăzut în contract, cum a fost prevăzut și până acum. E propunerea mea. Dacă vreți să o votați, Vă rog pe fiecare coleg să deschideți proiectul de hotărâre și trezește la schiță. La schiță. Uitați-vă terenul pe care îl solicită Petrom. E primul lucru pe care vreau să-l clarificați. Deci este un careu de teren în imediata vecinătate a străzii garajului. N-are nicio treabă cu nicio stradă. Ok. Deci folosesc o parte din strada garajului și este în imediata vecinătate, la 10 metri. Deci și nu impedimente că intră cu noroi pe strada asfaltată. Păi bun, și atunci asta e. Să asfalteze acolo. Apoi. Nu, eu merg cu utilaje, Viorel, merg cu utilaje grele acolo. Am rugat să vă uitați unde este careul cu pricina. Al doilea lucru. De fiecare dată când intenționăm să discutăm o chestie de genul ăsta, în Consiliu se intre și cu contractul pe care îl negociem cu Petrom. În sensul că s-a făcut o discuție, ei văd că pot și își asumă lucrul ăsta. În condițiile astea, pe ordinea de zi nu este un contract, nu este o înțelegere. Este pur și simplu proiectul de hotărâre. Dacă militați pentru lucrul ăsta, va trebui să nu-l aprobați. Noi va trebui să-i contactăm pe cei de la OMV să vedem punctul dumnealor de vedere. Dacă doresc să asfalteze, e foarte bine, nu știu ce. Acum chiar nu știu ce, nu știu ce să le solicit. Dacă nu doresc, voi intra în Consiliu și vă spun despre ce e vorba. Nu mai știu că se grăbesc foarte tare pentru că au alocat o sumă de bani pe care doresc să o cheltuiască pentru a-și face... Rămân la aceeași propunere. Eu am vrut să vă spun toate lucrurile astea, astfel încât hotărârea dumneavoastră să fie foarte bine documentată. Dragi colegi, eu am rămân la aceeași propunere pentru că OMV Petrom, da, trebuie să asfalteze și 500 de metri, și un kilometru, și 3 kilometri, nu contează, intră cu utilaje grele pe străzile unde nu contează că sonda este deja în funcțiune sau că o furează acum. Strada aceea trebuie întreținută de ei, pentru că ei tot timpul vor rula cu automobile și cu utilaje grele. Da, sigur că da. Cerem, cum s-a mai făcut. De asta Țuicanu a fost asfaltat, pentru că eu am propus acest lucru. Strada Pâscovului este propunerea mea și este procesul verbal. Strada Sondelor la fel este propunerea și toate vor fi asfaltate datorită propunerii mele. Ca și asta vreau să o fac acum, pentru că este beneficiul morerarilor. Nu contează că sunt 500 de metri. OMV Petrom este o firmă care mi-e mai puțin favorabilă. Și nu, da, și nu mă... Dacă tot să poate ceva, de ce nu face să sponsorizeze să facă un parc ceva? Nu se... Nu, 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 nu
Nu, EMV-ul... Nu, cu EMV-ul, dacă va vrea are să... Are o atitudine de sprijinire a administrației anual. Deci anul trecut, în decembrie, am primit bani pentru a face mobilier la școala numărul 2. Ăsta e numai ultimul. Penultimul a fost, ne-a pus la dispoziție resurse pentru a planta, de exemplu, pe Spirești, pe panduri, pe stradă, nu pe bulevard, am plantat niște sarcâmi globulari cu fonduri de asemenea de la OMV. Sunt foarte receptiv la ce le solicităm. Solicitările noastre ale administrației sunt rezonabile, zic eu. Eu folosesc termenul ăsta, dar de fiecare dată discutăm întâi și dumnealor au o serie întreagă de structuri care trebuie să aprobe. După ce primim un accept, intrăm în fața dumneavoastră cu documentele corespunzătoare. Asta e. Uite, ei se vor intersecta aici. Este posibil, de exemplu, să se aprobă în Consiliu să ne facă nu știu ce drum, iar dumnealor să nu poată să facă lucrul ăsta și să nu fie de acord cu asta. Ok, rămân la propunerea mea. Haideți să o concretizăm. Concretizați propunerea, doamna secretar. Propunerea mea este ca să prevedeți în această hotărâre. Deci în 2019 am avut o propunere de genul acesta. Da. A trecut în Consiliul Local, dar... A trecut și s-a și concretizat. A fost materializată în sensul că, și vă dau citire exact din... drumurile publice, strada Sondelor, deci era delimitată, strada Pârslov, da. De la limita cu drumul județean, corect. Deci de 720 până la limita ultimei locuințe, amplasată pe strada Sondelor, strada Pârslov, pe care se realizează parțial accesul la imobilul deschis la articolul 1, adică accesul la sonda respectivă. Corect. Și asupra căruia se constituie dreptul de superficie potrivit prezente hotărâri, se vor reabilita și întreține prin asfaltare pentru trafic greu pe toată durata constituirii dreptului de superficie, integral pe cheltuiala OMV pentru exact ce v-am spus. După finalizarea lucrărilor, respectiv care au foraj și echipare de suprafețe pentru sondele 1361-1362 More. În acest sens, prin grija arhitectului șef și direcției tehnice din cadrul primăriei municipiului Moreni, în termen de 15 zile de la finalizarea lucrărilor, va încheia cu OMV Petrom un protocol de colaborare după modelul elaborat în anexa numărul 3. Bun. Protocolul de colaborare nu-l avem la momentul acesta. De ce? Doamna... Vi-l deschid și vi-l prezint. Doamna secretar, dar spuneți și propunerea, prima propunere care a fost Suicaniu să fie asfaltat, care este și asfaltat, da? Prima propunere pe care am făcut-o de genul acesta și astea sunt cele... Păi, tot la fel în sensul ăsta. Deci, în concret, trebuie să stabilim... La același lucru vreau să o facă și aici. Străzile, păi uitați-vă pe schiță, nu vedeți că trece pe lângă strada garajului. Bucata aia care este și până acolo. Nu vă caut și protocol. De unde vin ei și pe unde se vor... O să faci mult mai mult de atât. Asta spun, hai să identificăm, de ce vreți să... Prin care nimeni care vine de pe un drum neasfaltat să nu are voie... Să nu ai voie, pe asta este cu legii, de să știi că este... Nu, doar nu se respectă lucrul ăsta. Da, știu. Și atunci ai condiționat mult mai... Să-i condiționăm să nu mai vină cu utilaje grele, da, mai ales că pe aici circulă silic. Bun, nu mai am... Doamna secretar, cum se concretizăm acest lucru? Păi, dar haideți să stabilim de unde și de unde. Ce s-a asfaltat? Limită, ce s-a asfaltat? Domnul, haideți să nu fiți... Articolul formulăm noi în sensul... Te-ai uitat unde este poziționat. Să nu fii obiectiv în ceea ce dorește că lucrezi acolo. Vreau să fiu obiectiv. Obiectiv vreau să fiu. Așa, să fiu obiectiv, să nu fii subiectiv. Nu, obiectiv vreau să fiu. Te rog frumos. Te-ai uitat unde este poziționată sonda? Da. Unde? Uite, sunt cu ochi pe schiță. Iar. Păi și ce ți-arăt? Și spune-mi unde. Te uiți pe schiță, nu? Păi pe schiță. Păi să la 1000 sonda unde vrea să facă sonda 1300. Unde e poziționată asta? Ce sonda? Exact. Cum unde e poziționată? Chiar pe marginea grâului. Ce să spun? Păi strada garajului, că scrie clar, strada garajului. Vreau să... Ascultă-mă, vreau să... Strada principală până la strada garajului, până la sonda asta, da? Să fie asfaltat. Toată. Nu contează că face 20.000 de euro, pentru că ei vor extrage și vor... Aveam mai multe beneficii, cum au avut întotdeauna BMW-ul. Nu-i plângem pe BMW Petrom. Păi nu circulă pe drumul ăsta. Câte stres sunt acolo? Nu știu, trebuie cu ei. Păi, dar și cu ce ajungă până acolo? Nu știu, partea aia cu podul. Păi, cum să mor dacă nu... Domnul președinte, câte stres sunt acolo? 3?
Dați! Deci dumneavoastră propuneți să fie asfaltate toate trei. Toate străzile care ajung la plajă. Eu se acord cu dumneavoastră. Da, bun. Propune. Toate străzi, băi, de unde se intră pe limita, și nu există asfalt până la aici, la sondă, tot e asfaltat. Cum a fost și de la jos, de la... Păi și cine după Aurel Vlaicu? Bun? În afară de pe Petrom, cine mai circulă? Noi nu circulăm de acolo. Nu circulă nimeni. Poate își face omul casă. Dar nu puteți să vedea, uite, poate, uite, creăm beneficii și așa, parcelăm, dar și dăm la tineri să-și facă case. Și au asfalt. Deci ați zis bine, da? Deci ați zis foarte bine, domnul. Dați-mi o bucată de teren, o faceți la agitație. Nu pot eu să vă dau, domnul. Haideți că pe domnul. Bun, haideți, supuneți la votare. Da, domnul. Eu zic că cea mai bună soluție este să chemăm un specialist de la dumneavoastră să se confrunte cu primăria, ce dorește primăria, ce pot să ofere dumneavoastră, după care punem în discuție și știm ce vrem. Dacă noi cerem și ei nu vor, vorbim în vor. Așa a fost ștat trecută, noi am cerut și ei au vrut. Păi au vrut. De ce să nu facem acum? Dar nu condiționat. Ajungi la un protocol, poți face un parteneriat cu ei. Păi sigur. Exact. Eu sprijin. S-a creat un precedent acum, domnul Șoldan. Nu numai în infrastructură, chiar și în învățământ. Noi ne-a donat și teren, ne-a donat cantina. Bun. Deci e un program de susținere a comunităților locale. Putem discuta altfel, dar nu putem condiționa ca orice foraj, orice care o desondă, să nu-l poți condiționa, că nu are raționament în primul rând economic. Dacă sonda are o producție de nimic, nu se poate ții susținerea asfaltarea, deci, nu mai forează. Lucrezi, ești în domeniu și ești pe lângă subiect. Ești în domeniu și ești pe lângă subiect. Domnul Șoldan, mă ascultați? Sunteți în domeniu și ești pe lângă subiect. Oriunde lumea asta, unde se asfaltă, unde se forează, se creează. Firma respectivă are obligația. Nu există, nu e, nu am ocazie. Nu vei fi cât aici, cum am luat. Eu vă spun ce este un protocol între consiliu. Uitați-vă pe deșert, uitați-vă pe. Ce ar fi să condiționăm la parcul industrial toate mașinile grele care trec pe acolo să-și asfalteze drumul? Cum să-și asfalteze? Exact așa. Păi, plătești taxe și impozite pe mașini? Nu, că OMV pe care nu plătește aici. Plătește la noi. Nu, că nu plătește la noi. Deci haideți să fim pe român, da? Gata, eu rămân cu propunerea, nu mai cred. Discuție. Da, domnul Tomță. Domnule președinte, în situația asta, nu votăm bugetul, primăria ia legătura cu OMV-ul, da. Stabilește ce se va consemna în procesul verbal de astăzi, că se dorește. Eu sunt de acord. Și dacă OMV-ul nu vrea, nu mai e treaba noastră. Da. Priviți lucrurile din punct de vedere limitat. Dacă vrei să faci ceva în sensul ăsta, cum a zis domnul Din, te pui la masă cu ei, vă stabilești de acum acolo, când vrei drum, când vrei beneficii, crezi, domnule, nu votăm proiectul și rămâne. Bun, haideți. Deci propunerea mea este, doamna secretar, cum ați a creat precedentul. Proiectul, am inclusiv protocolul. Protocolul. Același protocol dorești la acest punct de pornire de zi. Dar trebuie să stabiliți dumneavoastră care sunt străzile publice. Care de ce să le stabilesc eu, domnul arhitect? Spuneți-mi exact care sunt străzile. O singură stradă. Strada garajului. Vreau să fie asfaltată strada garajului. Sunt trei străzi. Vorbim. Trei. Sunt trei. Mă uit, stau și ascult și mă minte. Domnul arhitect. Nu există decât o posibilitate în faza aceasta. Să votăm acest proiect sau să nu-l votăm. Condiția pentru care nu-l votăm poate să fie asta. Trebuie să ne asumăm dacă îl votăm sau nu-l votăm. Supune la vot. Supune la vot proiectul. Cine este pentru? Șase, opt, zece, 11 voturi e la CNZ. 12 și a votat pentru. Întrebați-l pe domnul Constantin. Domnul Constantin. Eu nu pot să mă pronunț pentru că nu văd ocazia. Ce scuze? Da, nu e. Da. A rezultat. Deci 11 voturi pentru. Da. Împotrivă? Împotrivă, da. Eu sunt împotrivă. Abține? Ce nu vezi, mă rog, ce locație vrea să vă atunci? Deci 11, 12 și înseamnă că avem 4 absenți la acest moment. Da, vă mulțumesc pentru susținere, dragi. 3. În fine, mergem mai departe. Deci proiectul a trecut, da? 3. Da, deci e bine că le facilităm OMV Petrom. Să-l bine că le facilitați. Votați-le la ăștia, că la ăștia le trebuie să le dați. La tineri nu le votați. N-ați votat nici bursele. Noi eu am votat, nu eu am votat. Bursele nu le-ați votat. Deci, ca să știi... Ok. Proiect de hotărâre numărul 16.
Proiect de hotărâre privind stabilirea, actualizarea în anul 2023 a chiriei locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL situate la adresa municipiului Moreni, strada Crângului, numărul 6, județul Dâmbovița. Cine avizul comisiei? Favorabil. Cine este pentru? Cum sunt enervezi, mă, când votați rău pentru OMV? Luați-te jur. Votați pentru OMV, votați de OMV, vă dă OMV-ul. La aia le vindem teren până emiluită, dar la tineri nu le dăm. Ai făcut cerere până acum? Nu am nevoie eu de teren. Păi la alți tineri nu le-ați votat, domnul Băicoan. Eu știu. Păi vedeți, păi și votați-le OMV-ului, că-i dați OMV-ului. Nu e teren. Ba da, asta teren. Ai vândut teren. Ați dat superficie. Ei, poate superficie, nu-i vândut teren. Ok, bun. Închidem subiectul. Nu vă dau dreptul la vorba. Nu vă dau dreptul, domnul Șoldan, nu vă dau dreptul, dar nu v-am dat dreptul să vorbiți, domnul Șoldan. Domnul Șoldan, vă elimin în sală. Vă rog frumos. Hai să-i liniștim în pechea oameni. Nu fiți subiectiv și nu țineți cu OMV-ul, că lucrați la OMV. Lucrați la OMV și ești subiectiv, de asta subiectiv, că ești poet. Nu, așa, de-aia sunt asfaltate trei străzi, datorită mie. Nu datorită ție, că n-ai votat. Da? Că eu le-am propus. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Pentru următoarele trei ședințe. Faceți propune. Rămâi. Da, domnul. Nu, că l-am votat. L-am votat. A, și l-am votat. Mai avem. Păi nu, după ăsta e. Păi e ultimul. Propun la președinte pentru următoarele trei luni pe domnul Nicu Rabai. Da, dar proiectul cu ANL-ul n-am fost atentă, îmi cer scuze. S-a votat, doamnă, dar nu-ți atentă, doamna secretar. Dar puneți frumos, nu e problemă. Nu mi-am văzut să-l nervi acum. Am rămas, da. Haideți, vă rog frumos, să ia la propunerea, mai instante, propune nou. Cine este Petru? Cine este Petru? Pentru domnul Rabaie, da? Da. 4, 6, 8. 9, 10 voturi pentru. Dacă votăm pe lui Oia la UEV, 10 voturi pentru. Specificați să nu mai ia dreptul la... 3 absenți împotrivă. Abține. Nu, domnul Constantin a votat pentru. Mai contează dacă e votat. Deci s-a votat, ok. Deci domnul Roșu n-a ridicat mâna. Nu, domnul Roșu. Pentru că nu s-a spus abține. A spus, bă, dar doamna. Eu am întrebat, abțineri, domnul. Da, vă mulțumesc, vă foarte mulțumesc. Domnul Răbaie. Da, data viitoare nu să mai vorbim. Pentru că să ne faci ședințele lungi. Păi da, domnul Roșu, dar nu combine mie treaba asta cu OMV-ul. Da, domnul Colo, OMV-ul nu trebuie să fie facilitat în România. Nu, eu sunt împotrivă și te mă declar împotrivă. Ultimul proiect cu ordinea de zi, vă rog frumos. Cel cu... Avem 11 voturi pentru, 3 absenți. Doamna secretar, v-ați întors iar la trecut. Mulțumim. Ultimul punct după ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului sistem de management integrat al deșeurilor din județul Dâmbovița, obiectiv instalație de tratare a deșeurilor, colectare separat și centru de aport voluntar Șotânda. Pentru. Avizul favorabil. Cine este pentru? Unanimitatea la cei prezenți. Și online decât Constantin. Și doi absenți. Trei. Horia Breazul și domnul Harabagiu. Punctul diverse, dragilor. Domnul Roșu. Ultima întrebare pentru domnul. Vă rog frumos. De la... Întrebarea este... Vine din partea unor colegi de mei de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale. De ce intervenția PSM în ziua sau cu ocazia primei ninsori din municipiul Moreni a fost atât de tardivă, iar străzile erau impracticabile? Da, este exprimarea dumneavoastră. Eu sunt drăguț, să știți. Da. Adică, vreau dacă ar fost să vă reproduc cum au sunat solicitările, face parte din nivelul de cultură. Nu, nu face parte din nivelul de cultură, pentru că nu se putea circula pe o stradă pe alta. Ce au făcut elevii în acea zi? Următorul lucru. Domnul primar, era apa de 15 cm. Apa? Apa. Și ce să facem la apă? Nu știu ce. Problema era că ea nu putea, apa nu se putea scurge din cauza anume... Haideți să vă dau și un răspuns, că poate în felul ăsta o să rețin. Vă repet mereu și... cel puțin din partea... Să saltăm la un stat.
Eu nu m-am rugat decât să spun spuneți de ce a fost tardivă. Atât. Dar mă rog, este... Da, a fost o problemă în ziua respectivă, pentru că a plouat, a lins, a fost o situație mai, puțin mai complicată. I-a luat prin surprindere. Nu, nu, aici n-a luat prin surprindere, pentru că n-aveai cum nici, nici cum să strângi zăpada. A trecut cu zăpada, într-adevăr, dar a trecut târziu. Asta vreau să vă spun. Și eu încerc să vă explic, dar se pare că nu-i... Întrebarea pusă de dumneavoastră nu interesează. O parte dintre colegii au plecat și alții n-au spus. Și atunci, dacă rămân mai pentru dumneavoastră, vei da mine, bine, eu și vă explic. Și sunt sigur că poate ușor să înțelege. Deci, vă explic de fiecare dată. Și constat cu mândrire că cel puțin nici dumneavoastră, care aveți multe informații vis-a-vis de alți oameni din Moreni care nu au, nu încercați să gândiți și să înțelegeți ce se întâmplă. În momentul când ninge, ca să intervină cu plugul, nu intervine pe asfaltul nenins. Trebuie să-l las să se așeze puțin, două degete, trei degete, ca să poți să intervii. Ninsoarea de anul ăsta a fost puțin atipică, a venit după o ploaie. Și foarte multă zăpadă a fost foarte fleșcăită, greu de luat cu plugul. Mai vă spuneam în intervențiile anterioare următorul lucru. Mureniu are peste 64 de kilometri de rețele stradale. Ce avem noi în dotare, că am văzut iar că se fac afirmații pe Facebook și cred că prea voință, nu pe necunoștință. Noi nu avem un contract cu o societate de dezepezire astfel încât să-i plătim și staționarea. La aceste iar legislația ne obligă să avem contract cu astfel de societate. Și atunci, în momentul când începe perioada de iarnă calendaristic, faptul că utilajele acolo stau, faptul că oamenii așteaptă orice moment de intervenție, trebuie să plătiți. Noi n-am făcut un astfel de contract tocmai pentru a ne plăti banii și folosim utilajele și dotarea pe care avem la societatea noastră. La societate avem două pluguri care le agățăm de două tractoare și câteva mașini cu care împrăștim material antiderapant, sare și nisip, într-adevăr, cu lopata din spatele mașinii. Mai avem și un buldog. Anul acesta am avut următorul ghinion. Au fost două blocaje, unul pe Schela Mare pe Hula și unul pe Bana, a unor camioane care nu aveau cauciucuri și lanțuri exact cum solicită legislația. În momentul în care drumul s-a blocat, toată lumea s-a blocat acolo. Poliție, utilaje, n-au putut să meargă mai departe și s-a creat o perioadă de timp cât nu s-a lucrat în oraș. În această perioadă ne-am trezit de dimineață, am început să mergem la servici, am început să fim deranjați de o palmă de apă și zăpadă. Mai mare n-a fost că n-a nis. Atât a fost. De fiecare dată când se intervine, închipuiți-vă și dumneavoastră 64 de kilometri de drum care trebuie să treci pe el de două ori. Adică 120 de kilometri de drum, asta înseamnă un drum de la, aproximativ de la Moreni la București, să te duci cu tractorul. Ca să faci pârtie. Trebuie să existe puțină înțelegere, trebuie să există puțină răbdare, trebuie să există un pic de rațiune. Până seara lucrurile s-au reglat. Dar dorim ca instantaneu străzile să fie negre toate. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Dacă urmăreați pe partea de Facebook și numai în jurăturile colegilor, vă uitați că peste tot s-au întâmplat lucrurile astea. Nu e că prinde autoritățile nepregătite, nu. Inerția de a pleca la o activitate din asta înseamnă niște lucruri. Vă mai dau niște lucruri care neprevăzute. Am pregătit plugul, l-am pus la nu știu ce, când l-am prins prima seară, la seara, când l-am prins la tractor, se știe, deja acum primim informări, știm când se va ninge. Vreau să vă spun că s-a rupt de la jumate tija cilindrului de ridicare. În noaptea de dinainte, deci prima seară, am acționat cu... Am fost la automecanica, s-a lucrat noaptea la o tijă, nu știu, dar în prima parte am lucrat cu un plug. Deci sunt și lucruri de genul ăsta. Dar trebuie și un pic de înțelegere. Nu poți să iei zăpada instantaneu de peste tot. Da, domnul Tomuță, vă rog. Legat de intervenția domnului Tomuță, astăzi am fost prins cu o mormântare în familie, mi-am notat-o aici, o să mă uit pe adresa dumneavoastră și o să văd
dacă răspunsul conține exact, ce, exact ce a fost până asta, deci nu sunt pregătiți. Da, domnul Tomu, să spuneți, vă rog. Am și o întrebare. Aici la primărie, în permanență, când sunt doile... Da, e o problemă, da, am de zic. Haideți să vă pun și de lucrul ăsta. E una la mână. Aveți dreptate. Doi la mână. Pe Bulevardul Petrolului. Da. Da? Cum se intră pe Bulevardul Petrolului, imediat cum se face în spate la finanțe, aceeași problemă se face acolo. Deci, am văzut că mai mult se și pescuiește. Am văzut pe Facebook. A fost o glumă. Deci, nu știu cine a făcut-o. Deci, modul făcut de mine. Mă gândeam ca și inginer, vă uitați un pic ce se întâmplă. Eu sunt foarte atent la cum se întâmplă lucrurile. Acum, datorită faptului că a fost apă, și zăpada care a picat prima a fost, s-a transformat într-o masă din asta. Toate gaigările de la scurgerile stradale erau blocate. Nu mai preluau apa. Erau cu mâzga asta formată din zăpadă și apă și nu mai preluau apa. Drept pentru care precipitațiile ulterioare, că au fost când zăpadă, când astea, s-au adunat pe drum, pentru că sistemul nu-l mai prelua. Ăsta s-a întâmplat în tot orașul. De-aia a fost așa o perioadă cu apă. Slavă Domnului că încă e bine, n-au fost probleme mari. Dar acum, hai să vă explic încă o dată ce se întâmplă la primărie. Pentru că, măcar în Consiliu, aveam pretenția că reținem și înțelegem ce se întâmplă. Într-adevăr, este o problemă tehnică aici. Și vă spun întotdeauna că zona în care este primăria este cel mai jos loc de pe malul ăsta. Toate apele din investițiile care s-au făcut au fost adunate aici. Adică rigolele de la pod până aici. De la Țuțea, rigolele de pe marginea drumului aduc apa în această zonă. De pe Tisa, de pe Tudor Vladimirescu, despre Salcâmi, toată apa se adună aici. Canalizarea existentă, pe care și eu am apucat-o în zona asta, este o canalizare a cărui soluție a fost că atunci când precipitațiile depășesc un anumit nivel, acest lucru de afluire a apelor se va face într-un termen de 3 ore, 4 ore, 5 ore. De-a lungul timpului, această canalizare s-a colmatat. Ea odată a fost subdimensionată, suplimentar noi am adus apele în acest loc, și soluția este executarea unei noi canalizări pluviale, pentru că a fost o perioadă la început, când și colegul Răbaie cu presa aici spunea, acum a făcut canalizarea și uite că nu funcționează. Canalizarea care o executasem era vorba de canalizare menajeră. Ceea ce se întâmplă aici este vorba despre apele pluviale. Această apă va putea fi rezolvată în momentul în care vom executa o canalizare pluvială de descăcare din dreptul primăriei și până la Cricov, undeva pe lângă stadionul de la pompieri. Avem la nivel de primărie făcut SF-ul pentru lucrul ăsta. Era la nivelul acum 3 ani 5 miliarde 700. De fiecare dată, în fiecare an, o am ca și prioritate pentru lucrare de investiție, de a fi pusă pe lista de investiții. De fiecare dată, în momentul când proim bugetul, renunțăm la ea. Găsim altceva mai important de făcut. Zicem, nu are nimic. Se mai adună apa de 2-3 ori. O să mai îmi spună domnul consilier că a pescuit în acea baltă. Nu, mai bine, am dat un exemplu. Nu. Și Nicola Baie știe. Dar nu, postare, nu mai știu. Era în opoziție. Am văzut-o dacă nu mai știu. Nu știu. Tu făceai altceva. Tu plantai flori. Da, că nu era fiecare. Era probleme de noi. Da. Deci, în esență, roșu. Spuneți-le colegilor dumneavoastră că eu nu înjur, înțeleg nemulțumirea dumnealor și așteptam că, de la nivel de liceu, punctele de vedere să îmbrace altă... Despre elevi, altă, să știți că mulți dintre ei au plecat elevi, acasă. Chiar și elevi, da, al căror dascăl probabil... Deci, scuze pentru aceste inconveniente. Domnule primar, da. Eu nu v-am întrebat ce se întâmplă. Întrebarea mea urma și măsuri ați luat pe Petrolului, aici lângă primărie și în toate celelalte zone. Am dat, ați și spus, domnul primar. Deci după ce lucrurile s-au rezolvat... Momentan zero. Nu, dar nu are posibilitate să facă ISF-ul. Ăsta nu am înțeles. Nu, e făcut ISF-ul aici. E făcut pentru aici. Pe Petrolului există canalizare pluvială cu gaigere stradale. Numai că ele se blochează ori de mizeria care este adusă de apă, de pe deal, frunze,
sticle aruncate de morenari pe margine, pahare, pachete de țigări. Apă după deal n-are de unde, că este drumul. Vin apele de pe strada Baronești, de pe strada Grădinilor. Domnule, vorbesc la intersecția de aici, cum să intră la poștă cu spate la finanțe. Ce căutăm, ne ducem poștă? Ați vorbit de petrol, eu v-am spus de petrol. Nu, m-am exprimat. În spatele, la ANAF, strada este făcută în pantă și apa curge către petrol. Și trebuie să se strângă pe petrol. Se duce la petrolului unde există canalizare pluvială și gaivere pe marginea bordurilor. În condițiile în care, vreau să spun că este diametrul acelei rețele este de 800. Rețeaua care e băgată pe petrolului pentru canalizare pluvială are diametrul de 800. În condiții normale ar trebui să preia toate precipitațiile de nivelul ăsta. Și de ce nu le preia asta, ce să vă dă? Datorită civilizației unor colegi din oraș, ai mei și ai dumneavoastră, acele gaigăre se înfundă. Deci, dă vina pe Morena. Nu, domnul Tovțare, nu schire șerița așa. Ce facem memorie acum, depunem memorie la primărie. Vreau să vă spun sincer, toți suntem de bine. Nu numai morenarii, toți mai avem prost obicei să mai aruncăm pe jos. Așa este. Din păcate. Domnule, din dumneavoastră ați văzut educație. Nu faceți, domnul Tomuță, nu faceți comedia lor. Încheia sedința.